versiunea lui Stefano Poda este una, cred eu, printre cele mai spectaculoase. E o producție monumentală, decorurile vorbesc de la sine, dar nu numai, toate elementele de recuzită, felul în care sunt amplasate și se mișcă personajele în scenă. Vorbim cu siguranță de o producție monumentală, de altminteri un trademark al lui Stefano Poda. Era nevoie de o montare care să stimuleze și vizualul. Și cred că montarea lui Stefano Poda aduce așa ceva. Avem de-a face cu o operă simbol. Pentru noi românii, atât de fericiți să avem un compozitor ca George Enescu, să ne reprezinte pe toți la oaltă, nu numai în vremea sa, ci iată și peste veacuri. Punerea în valoare a capacității de a crea un personaj, imagini filmice, modernism. Maestrul Stefano Poda a adus această intensitate și această pasiune extraordinară a domniei sale și a lucrat cu fiecare în parte. Impactul pe care îl are asupra spectatorilor este unul formidabil. El nu poate deveni o rutină. Oedip nu poate deveni o rutină, indiferent de versiunea regizorală. Fiecare spectacol de Oedip este ca un fel de mică premieră pentru cei implicați. O turnantă pe scenă ne-a ajutat foarte mult în redarea unei idei foarte simple, dar foarte eficiente. Fugi, dar stai pe loc. Sau fugi și, de fapt, totdeauna ceea ce ai dorit, ce ai avut ca scop, era, de fapt, chiar lângă tine.